Atenție, regim. Am început. Bună ziua. În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați venit atât de repede la solicitarea mea pentru organizarea acestei conferințe. Păi, dar se întrebe pe camera, sincer, aș fi vrut să încep campania electorală totuși și totul altfel. Aș fi vrut să vorbesc de problematicile care le am în Colegiul 4 IFO unde candidez. Aș fi vrut să vorbesc de ceea ce se face la Ministerul Dezvoltării. Astăzi de dimineață, după cum bine știți, am fost informat de televiziuni, n-am primit nici asta până acum nimic oficial din partea Direcției Naționale de Integritate. Dumneavoastră ați făcut informare către cetățeni, către public, a unui comunicat din partea Direcției Naționale de Integritate, prin care eu aș declara incompatibil. Vreau să fac câteva precizări de formă și câteva precizări de fond. Remarc cu amărăciune că anumite lucruri care s-au spus în perioada trecută despre anumite instituții ale statului se confirmă. Agenția Națională de Integritate, din păcate, astăzi intră, se pare, în campanie electorală alături de partidele politice și vreau să spun cu toată responsabilitatea că regret enorm că instituțiile statului care ar trebui să se ocupe cu precădere de problematici de stat de drept, de problematici care să protejeze cetățeanul, 320. Se ocupă și se implică activ în campanie electorală și o spun cu responsabilitate, ceea ce voi prezenta demonstrează că practic sunt total nevinovat și ca atare îmi susțin teoria că din păcate astăzi Agenția Națională de Integritate a intrat în campanie electorală alături de partidele politice. Cel de-al doilea lucru care vreau să subliniez ține de faptul că atunci când m-am apucat de politică, acum 20 de ani, la începutul anilor 90, am crezut și cred în continuare în valori și în credințe care țin de statul democratic, de statul occidental, de valori europene, de valori occidentale. Ca atare, tot ceea ce voi spune astăzi nu este în contradicție cu valorile care le am și modalitatea care am ales-o de a comunica cu dumneavoastră prin conferință de presă arată că am toată disponibilitatea de a mă pune la dispoziția dumneavoastră și să prezint lucrurile așa cum stau. Așa cum am spus, nu am primit nici până în acest moment nicio informare oficială de la ANI. Aș vrea să vă spun câteva lucruri pe fond. Am văzut și eu documentul pe mass media, acuzațiile care mi se aduc. Veți primi fiecare dintre dumneavoastră o mapă de presă în care tot ceea ce susțin va fi probat cu documente. Cu alte cuvinte, sunt acuzat că în perioada cât am fost ministru al dezvoltării regionale, am fost concomitent și director executiv la o societate din Oradea. Fac precizarea. În 2004, deci este vorba despre o situație din 2004, la sfârșitul anului 2004 am devenit parlamentar. În acea perioadă eram director executiv la acea firmă și m-am suspendat pe perioada mandatului la 1.1.2005. La sfârșitul mandatului de parlamentar în 2008 am convenit de comun acord cu societatea respectivă că nu îmi reiau poziția de director executiv la compania respectivă din motive foarte simple. Societatea era la Oradea și eu stăteam în acel moment la București. Cu alte cuvinte, de la 1.1.2005 între Helvig Eduard și societatea SC Synthesis Birotica SRL nu mai există niciun contract de colaborare, de finanțare, de administrare, de ce vreți să-i spuneți între mine și această societate, astfel încât e absolut ridicol să spui că în perioada în care am fost ministru, am administrat și societatea respectivă sau am fost director executiv. Din aceste considerente, eu am și solicitat celor de la Synthesis să-mi prezinte un punct de vedere. Vă citesc din adresa care o să aveți și dumneavoastră, în care spune negru pe alb. Confirmăm așadar că începând cu data de 1.1.2005 între societatea noastră și domnul Helvig Eduard nu s-au mai desfășurat raporturi de muncă, ca de altfel niciun fel de alte relații de colaborare patrimoniale sau nepatrimoniale. Asta e legat de marile caz de incompatibilitate. Lucruri care le-am trimis în data de 6.11.2012 către ANI, adică la Alter. Și astăzi am văzut că ANI a fost foarte dispusă să prezintă un
punct de vedere. Tot la anexa dumneavoastră veți avea o adresă care am primit-o de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Adresă pe care eu am solicitat-o, în care se spune negru pe alb, în perioada cât am fost ministru, care au fost raporturile de muncă și pentru ce am fost renumerat. Se spune, să se vadă foarte clar, că nu am avut niciun fel de alt contract cu nicio altă societate în perioada cât am fost ministru. Am văzut cu surprindere că al doilea cap de acuzare, altfel nu pot să-i spun, este că aș fi primit niște bani de la o societate medicală. Fac o precizare și am o rugăminte către inspectorii care se ocupă de dosarele la ANI. Am rugămintea să fiți profesioniști. Nu este nimic altceva decât o sumă de bani lunară care intră în contul familiei în urma unui contract de muncă pe care soția mea îl are cu o societate medicală. Cu alte cuvinte, în documentul care mi se trimite mie, de care l-ați prezentat dumneavoastră de la ANI, eu sunt acuzat că primesc bani de la o societate nefiind altceva decât salariul soției. Dacă aveau disponibilitate să fac o adresă către bancă și se vedea pe ordinul de plată că este salariul pe care soția îl primește lunar de la acea societate. Există în familia noastră, există un singur cont în bancă și un singur card. Fac o precizare. Ca să întreții două conturi înseamnă 100 de euro pe an. Ăsta este motivul pentru care există un singur cont în familie. Contul este pe numele meu și al soției și cu drept de ridicare și al soției. Ca atare, faptul că eu aș fi primit bani de la nu știu ce societate este absolut o altă aberație. Cel de-al treilea lucru legat de faptul că aș fi primit bani de la o societate Deep Media. A existat o relație contractuală între mine și Deep Media din 2011 până în momentul când am fost numit ministru. Iar în acel moment, pe 7 mai când am ajuns ministru, contractul a fost suspendat. Se vede în adresa primită de la ANAF, la fel, că am fost plătit în luna mai doar pentru 4 zile. Toate documentele de care vă folosesc au fost prezentate la ANI în data de 6, le-am trimis prin avocat. Din păcate se pare că cei de la Agenția Națională de Integritate erau mai preocupați să înceapă campania electorală decât să se ocupe să facă dreptate în țara asta. Vreau să vă spun că acest caz personal mă deranjează enorm de mult. Și vă spun de ce. Așa cum am spus la început, am credințe, am valori, cred în statul de drept, cred în normele democratice și cred că instituțiile statului trebuie să protejeze cetățeanul și nu să-l alerge și să-l intimideze. Din aceste considerente, toate documentele care le-am avut și le-am prezentat, le voi trimite tuturor ambasadorilor Uniunii Europene la București, ambasadorului Statelor Unite, să le arăt tuturor documentele care le-am pus la dispoziție Agenției Naționale de Integritate, documente care nu au fost luate din punctul meu de vedere în considerare și vreau să se înțeleagă odată pentru totdeauna că nu se poate accepta abuzul până la capăt fără să ripostez. Un singur lucru aș putea să spun la sfârșit, poate chiar pentru președintele instituției, pentru domnul Georgescu. Pot să-i spun și lor și tuturor colaboratorilor săi că da, probabil că sunt incompatibil, dar sunt incompatibil cu următoarele lucruri. Sunt incompatibil cu poliția politică și cu toate demersurile și metodele de intimidare și de amenințare. Și că indiferent la ce metode se va utiliza și se va uzita împotriva mea, nu voi ceda pentru că am valori și credințe democratice și cred în ele. Nu m-am apucat să fac politică din conjunctură, ci din credință și din valori. Ca atare, aș putea să spun că nu e bine ce se întâmplă, nu e în regulă și că am să merg până la capăt să-mi apăr dreptatea, pentru că știu că sunt curat și că indiferent de ce avize sau de ce rapoarte primesc de la anumite instituții, am să merg în justiție și am să contest acest verdict, pentru că știu că sunt nevinovat.
Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă îmi permiteți, Aniela Nina, România TV. Vorbează cel prim contract cu firma Synthesis. Da. Dumneavoastră spuneați că ați încheiat relațiile contractuale încă de când ați devenit parlamentar. În comunicatul ANI se spune că Ministerul Muncii a notificat ANI că acest contract a fost încheiat abia în 31 octombrie 2012. Am văzut și eu această precizare. Probabil că cei de la ANI au solicitat de la ITM, așa cum au căutat la Registrul Comerțului, dacă sunt acționari în nu știu câte firme și n-au găsit nimic, au căutat peste tot să găsească ceva și au solicitat probabil la ITM care este situația în revisalul oficial. Eu am făcut o adresă în momentul când am auzit că am primit de la ANI o hârtie prin care am fost înștiințat că aș putea să fiu în situație de incompatibilitate. Am făcut o adresă către societatea respectivă în care i-am întrebat ce se întâmplă. Pentru că neavând contract cu ei, mi s-a părut absolut stupid. Eu din 2005 nu am mai avut nicio relație nici contractuală de nicio formă cu această companie. Faptul că cei de la ITM au trimis, nu știu ce s-a întâmplat, nu este treaba mea, nu e responsabilitatea mea. Responsabilitatea mea era să nu am un contract, să nu fiu plătit și să nu exercit o altă funcție în perioada de a fi ministru. Eu nu am exercitat această funcție. Dacă îmi permiteți încă o întrebare, vorbeați de această societate medicală, spuneați că veniturile sunt pentru soția dumneavoastră, care bănuiesc că are un contract de muncă cu respectiva firmă. Directorul medical. V-aș întreba dacă figurează în declarația dumneavoastră de avere la capitolul veniturile. Declarația de avere care am depus-o a fost depusă pentru perioada în care anul fiscal trecut până la momentul când a fost pus ministru. Contractul este din august. August acest an? Da. Soția dumneavoastră s-a angajat în august acest da, an? Așa este. Da. Ați avut o discuție iunie. Nici mai știu exact. Cu premierul Victor Ponta pe această temă? Sigur că da, am vorbit de dimineață la 9.30 când am aflat și eu pe surse, cum aflat și dumneavoastră, că există posibilitatea să se dea un comunicat privind incompatibilitatea mea. Am vorbit cu domnia sa, mi-a explicat situația. I-am spus că sunt total nevinovat și că nu există niciun element care ar putea să pună în discuție incompatibilitatea mea. Am făcut informare și a rămas să mai discutăm în zilele care urmează. Deci știa că urmează o informare? Eu la 9.30 l-am informat că aflasem pe sursă. Am spus că e posibil la ora 10 să se dea un comunicat. Spuneați că nu ați fost informat în legătură cu acest raport de evaluare care s-a făcut. În comunicat se arată așa. Eduard Raul Helvic fiind informat în datele de 11 octombrie. Eu am spus că nu am primit raportul final în care am fost declarat incompatibil. Eu am primit pe data de 22 un document aici, în care mi se spune că există suspiciunea de incompatibilitate legată de faptul că în perioada când am fost ministru am deținut și funcția de director executiv la compania respectivă. Este singurul document care l-am primit. Pe 22 atâta. Pe 22.10. Să arată așa în comunicare. De primire pe 16.10, cel puțin comunicatul pe care l-a trimis ANI. Da. Ați primit în 11 octombrie și au fost două documente. Pe data de 10.10, conform ANI, asta e documentul care este de la ANI, se spune că există o sesizare, că așa se întâmplă în țara asta. Întotdeauna există niște oameni de bine de pe stradă care vin și fac o sesizare. Nu știu cine a făcut-o, nici nu mă interesează. În care mi se spune că există suspiciunea, s-a declanșat procedura de verificare a posibilei incompatibilități. În 22.10, la ora 9.45, mi se aduce la cunoștință că au fost identificate elemente privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților și având dispoziție 15 zile la dispoziție ca să pot să mă prezint. Da? Deci, aia este după expirarea unui termen de 15 zile de la confirmare de primirea informării de către persoane. Eu am făcut pe data de 6. Termenul expira pe data de 7 la ora 16.30. Sesizez că într-o zi au avut timp să verifice toate actele care le-am trimis și n-au mai trimis nimic oficial să mă informeze și pe mine. Pentru că ceea ce ați primit în 22.10 a fost hârtia oficială în care vă... Nu, nu. Ceea ce ați primit dumneavoastră astăzi ca și comunicat, vi se pare normal că ar fi trebuit să-l primești și eu? Pe dumneavoastră v-au anunțat pe 22.10. Pe mine m-au anunțat că există posibilitatea aceasta. Eu am supus atenției pe data de 6 documentele care probau că nu sunt incompatibili. Din păcate, de pe 6 până pe 8, asta suntem în 8, nu? Nu. Sau 9? Pe 9, ei astăzi deja au dat acest comunicat.
Nu am ce să discut. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Este o comandă politică, suntem în campanie electorală, îmi pare rău să spun asta, v-am mai spus, nu sunt ipocrit, chiar cred în democrație și în valorile ei. Dar nu așa se face democrație și nu așa se face un sistem de stat sănătos și puternic. Pentru că astăzi îl judecăm pe Helbing, mâine îl judecăm pe Popescu în funcție de cine are instrumentul și cine poate să controleze acolo. Nu e normal. Nu este normal și vreau să înțelegeți că eu oricând pot să plec acasă mâine sau poimâine, sunt fericit cu ceea ce fac zi de zi în viața mea, dar nu e normal ca țara asta să fie supusă unor asemenea mizerii. Pentru că e vorba de o țară, e vorba de un sistem, și oamenii au murit la Revoluție în 1989 și nu normal ca în 2012 să avem un asemenea tip de comportament care, sub o formă sau alta, să lezeze ceea ce înseamnă sistemul democratic. Ce faceți mai departe? Mergeți în instanță? Evident, o să contez, merg în instanță, am convingerea 100% că sunt nevinovat și sunt convins că voi câștiga. Eu am încredere în justiție. Domnule ministru, spuneți că vreți să trimiteți documentele acestea către ambasadorii Uniunii Europene acreditați la București. Ce sperați exact să obțineți prin acest lucru? Știți ce vreau să fac? Vreau să informez. Pentru că, din păcate, lipsa noastră de înțelegerea mecanismelor lor, a celorlalți, care sunt o altă parte a puterii a statului român, a modului cum se comportă în relațiile cu cei din străinătate, dacă nu informez pe ceilalți, iau de bune ceea ce primesc. Eu nu accept ca cei care am, cu cei cu care am relații permanente, să aibă informare despre mine de la o instituție pe care eu astăzi o contest. Este normal să-mi prezint punctul de vedere și am să-l fac. Am vorbit de dimineață cu avocatul, am rugat frumos să-mi fac un punct de vedere, cu toate anexele, va fi tradus în limba engleză și va fi trimis la toate ambasadele. Tocmai pentru o informare cât mai corectă și mai exactă. Să nu există o singură informare. Domnule ministru, doar o precizare legată de societatea din Oradea. Aici sunt. Ce anume intenționați să puneți la dosarul pe care îl veți face către instanță, cu care veți ataca această decizie ANI, legat de faptul că nu mai există raporturi patrimoniale și contractuale din 1 ianuarie 2005? Ceea ce trebuie ca să arăt, exact cum am arătat la ANI, că sunt nevinovat. Documente probatorii prin care arăt foarte clar că din la 1 ianuarie 2005 nu a existat nicio relație contractuală de nicio formă cu acea societate. Nu pot să fiu acuzat că am fost director executiv într-o societate atâta timp cât din 2005 eu n-am mai avut nicio relație de niciun fel cu acea societate. E absolut absurd. Înțeleg că e vorba de documente pe care le aveți deja și nu... Am documente aici. Probabil că dacă va mai trebui să prezentăm și alte lucruri, o să solicităm, evident. Legat de acel cont de care spuneți noastră că... Îl aveți împreună cu soția mea, sper că totuși 100 de euro pe an, mi se pare un consum foarte mare. Stimate, dumneavoastră, sunteți căsătorit? Când o să fiți căsătorit, probabil că o să înțelegeți de ce e nevoie să fie un cont de familie și un cont separat. Noi am considerat că e normal să existe doar un cont de familie, în care dreptul de ridicare a banilor la cardurile se există la două persoane. Nu e nimic anormal, nu e nimic incorrect, nu e nimic depășit de situație, nu e nimic ilegal. Vă spărați, de când aveți acest cont personal? De foarte mult. Și ați declarat acest lucru instituțiilor avizate astfel încât să eliminați posibilitatea creierii unui confuzie? Dar era de datoria mea sau celor de la ANI, dacă mi-au scris în document acel lucru, să verifice ce s-a întâmplat, era de datoria mea sau de datoria dânșilor? Atâta timp cât faci o acuzare față de cineva, e bine să o probezi. În momentul în care bănuiesc noastră v-ați dus la ANI și l-ați verificat acest lucru, este prima dată când am aflat de dimineață. Păi, în comunicatul lor de presă spun că dumneavoastră le-ați comunicat lor stimate, că doamne, nu ați lucrat eu de iertați-mă că vă întreb. De societatea respectivă, de SC Live, nu știu cum se numește societatea, așa. Medical Center, eu astăzi am aflat la televizor. Eu până astăzi n-am știut. Eu m-am întrebat totuși altceva. N-ați preferat totuși să alegeți o bancă care are un comision mai mic decât 100 de euro pe an? Pentru că pentru 100 de euro v-ați expus situații de față. Stimate de domn, nu e nimic ilegal ce am făcut. Nu vorbim de ilegal, vorbim de... De ce? Despre ce vorbim? Vorbim de faptul că sunt acuzat că am primit bani în contul meu, care este salariul soției. Iertați-mă, spuneați că astăzi ați aflat de această societate, nu știați unde lucrează soția noastră? Nu, poate m-am exprimat eu greșit. Eu astăzi am aflat în document
că aș putea fi invinuit că am luat bani de la acea societate. Iertați-mă, poate n-am putut să stai. Nu, iar eu v-am mai exprimat corect. Ideea este în felul următor, în momentul în care ați comunicat celor de la ANI, că dumneavoastră nu ați avut, ați încetat contractul de muncă cu Sintezis, nu v-ați gândit să le spuneți și faptul, pentru a evita orice altă confuzie, no, să le spuneți că aveți un cont comun, ca să nu le mai dați. Nu, pentru că, sincer, putem să le dau o hârtie prin care le arătam că în societățile în care am fost acționat din 1994, societatea pe care au căutat-o, să nu intrăm în alte detalii, în care eu nu mai am trebuit să le prezint și toate societățile, știam că s-au informat, sincer, nici n-am crezut că e vorba să fac așa ceva. Nu mi-a trecut prin cap. Ne puteți spune despre ce s-au mai informat? Scrie în documentare. Mulțumesc și eu. Da, gata. Scoate-o.